Bună seara! Astăzi o să vorbim despre o experiență prin care trecem cu toții. Nu cred că este om care să nu treacă la un moment dat prin suferință. Ce este suferința? Filozofic, suferința nu există. Suferința este un rod al gândirii noastre. În realitate, nimic nu există. Numai că, deși suferința asta nu există, ea doare ca naiba. Că asta e problema. Suferința este, de fapt, o modalitate prin care lumea, universul, propriul nostru corp, subconștientul nostru, sinele nostru, ne arată că undeva greșim. Suferința este asemănătoare durerii. Când mă refer la suferință, mă refer la suferința sufletească, la suferința psihică. Dacă mă refer la durere, mă refer mai mult la durerea fizică. Așa cum durerea fizică spune că trupul este bolnav, că ceva nu e în ordine cu trupul, așa suferința sufletească spune că sufletul nu este ok, că ceva nu e în ordine cu calea ta, cu tine, cu relaționarea ta cu ceilalți, cu Dumnezeu, cu lumea, cu bărbații, cu femeile, cu copiii, cu universul, mă rog, cu ceva, cu tine însuți. Și atunci, suferința este foarte importantă pentru că suferința este un barometru a relaționării mele cu restul, cu mine și cu restul lumii. De la Dumnezeu, lume, oameni, animale, etc. Și am mai multe întrebări, apropo de suferință. Noi ne-am setat suferința ca fiind o regulă de bază pentru a evolua. Nu este o regulă de bază suferința pentru a evolua. Din păcate, asta este o gândire care a fost introdusă de creștinism, care, interpretând greșit una din fericire cristice, spune la un moment dat că fericiți ce plânte și se vor bucura. Și atunci, automat, toți cei care au rămas, s-a implementat ideea că numai dacă suferi poți să evoluezi din punct de vedere spiritual. Evident, lucru care nu este adevărat. Nu este absolut necesar să suferi ca să evoluezi. Suferința apare în momentul în care nu înțelegi un lucru și persiști în greșeală. E ca și cum nu găsesc ușa și încerc să trec prin zid. Evident că dacă încerc să trec prin zid, o să fac cuie la cap până întâlnesc ușa. Cam așa este și cu suferința. Suferința nu este produsă de evoluție, ci de neînțelegerile mele care duc la suferință. Oamenii care înțeleg să foarte repede nu suferă foarte mult. Cu cât te cramponezi mai mult într-o idee care e greșită, pentru că suferința este mai mare. Deci, problema nu este evoluția, ci noi. Suferința este cumva produsul gândirii noastre. Suferința este, nu e produsul gândirii noastre. E o consecință a gândirii noastre. Dacă eu gândesc greșit, automat, evident, acțiunile mele vor fi greșite și în final vor duce la suferință. Dar nu înseamnă că gândirea este, adică că produsul gândirii este suferința. Există o cauzalitate. Gândirea duce la acțiune, acțiunea duce la produce un anumit lucru, acțiunea produce un anumit lucru și automat acest lucru va duce în final poate că la suferință. Deci există o legătură între gândire și suferință. Dar asta nu înseamnă că sigur suferința este rodul gândirii, pentru că asta înseamnă că oamenii care eu știu, au mai puține gânduri, suferă mai puțin. Nu e adevărat. Deci suferința există indiferent de natura și de evoluția noastră, la toate nivelurile, fiecare suferind pentru problema lui. Un copil suferă că, eu știu, s-a dărâmat castelul de cuburi, altul suferă că i-a luat banca mașina, altul suferă că i-a murit cineva, deci fiecare, mă rog, un sfânt poate că suferă că și-a pierdut o cunună, fiecare suferă la nivelul lui în funcție de gândire și de prioritățile și valorile lui. De ce apare suferința? Suferința, v-am zis, apare ca un rod al acțiunilor noastre, gândurilor, faptelor noastre, ca un rod al cuvintelor noastre, pentru că noi nu ne dăm seama de importanța lor. Gândirea duce la un moment dat, gândirea duce la cuvânt, gândul duce la cuvânt, cuvântul duce la faptă,
face. Deci creează deja o energie care este ca un bumerang care se întoarce. Evident că în momentul în care eu emit o energie în univers, asta mi se va întoarce. Deci orice energie negativă pe care o emit în univers se va întoarce negativ la mine mai târziu, mai vreme sau mai târziu. Deci, automat, suferința este rodul propriilor noastre gânduri, cuvinte și acțiuni. Vrem, nu vrem, cred că nu interesează pe nimeni dacă acceptăm suferința. Ea există, de la suferința nașterii până la suferința, eu știu, suferință de dureri de creștere a oaselor de pubertate, suferință sufletești, îndrăgostit, pierderi de oameni, persoane. Deci nimeni nu poate să treacă prin viața asta fără să îngroape pe cineva. Sau fără să aibă să fie bolnav, sau fără să simtă o durere. Și atunci, automat, suferința face parte din această lume. Este o componentă a lumii în care noi trăim. Așa este creată lumea asta. O lume în care dură, într-adevăr, în care evoluția se face mult prin suferință. Nu mă contrazic cu ideea că nu trebuie neapărat să suferi ca să evoluezi. Dar asta se referă la cei care au trecut de un anumit nivel spiritual. Pentru că cei care au plăți karmice, automat, au suferințe mai mari de îndurat decât cei care au trecut de aceste plăți. Un viciu ar putea să nu presupună suferință? Viciul în sine este rezultatul unei suferințe? Sau viciul în sine este suferința? Acum depinde ce delimităm viciu. Că e vorba de alcool, că e vorba de băut. Eu nu mai tratez chestiile astea ca pe vicii. Un om simte nevoia să bea, să fie sănătos. Așa simte el. Nu... Hai zicem că am trecut de faza la care consideram că ăla are un viciu, că fumează, că are un viciu, că face aia, că are un viciu. Fiecare la un moment dat are nevoile lui și nevoia lui de a experimenta ceva și plăcerile lui. Acum, nu sunt în măsură să socotesc vicii. Că foarte mult fumat duce la un moment dat la cancer, că foarte mult alcool duce la un moment dat la ciroză. Asta e clar. Evident că sunt păcate împotriva trupului care distrug trupul, sunt păcate împotriva sufletului care distrug sufletul. Acum, evident că de exemplu, sexul fără limite duce la un moment dat la pierderea de suflet. Pierderea de suflet presupune pierderea de programe pozitive, automat pierderea de programe pozitive. Mă refer la sexul ăla necontrolat. Duce la un moment dat la îmbolnăvirea corpului și pierderea potențialelor divine, pentru că acolo sunt în suflet. Dar acum nu sunt eu în măsură să judec un om care face treaba asta, pentru că dacă el simte această nevoie, e o nevoie, mă rog, pe care are nevoie să-și o împlinească. Nu sunt în măsură nici măcar să judec un om care mănâncă fără limite. Dacă el nu conștientizează că mănâncă fără limite și ajunge la 300 de kilograme și dând vina că are probleme cu hormonii, asta este altă problemă. Până la urmă, cred că cel mai greu este să-ți dai seama că ai o problemă la un moment dat și să iei măsuri să o rezolvi. Ce viciu ar putea să nu presupună suferință? Eu nu cred că există o strânsă legătură sau mint, nu mint, dar cred că se pare totuși că există o legătură între hai să zicem, nu vicii, ci exagerări sau cum să zic eu, extreme. Evident că o extremă e lucru duce la un moment dat la suferință, da? Dacă fumez prea mult, automat îmi distrug plămânii. Și dacă fac sport prea mult, există oameni care sunt dependenți la un moment dat de sport. Și ajung să-și distrugă organismele din cauza a prea mult sport.
că sportul la un moment dat produce endorfine și senzația de durere de după antrenament induce producerea de, adică duce la producerea de endorfine și astea sunt substanțe morphine-like și ai starea aia de bine după antrenament, da? Bun, există oameni care devin dependenți de așa ceva. Deci, orice extremă duce mai târziu la suferință. Evident că orice extremă, inclusiv extrema spirituală, duce la suferință. Că poți să evoluezi încet, precum Buddha, pe care de mijloc, sau poți să evoluezi extrem. Ți-i poți negru 40 de zile. Dacă ți-i poți negru 40 de zile, clar că întâlnești demon. Clar. Dar dacă mergi pe calea minimei rezistențe, pe calea de mijloc, sau, cum spunea Sfânta Tereza, evoluția cu pași mici, suferința o întâlnești mai greu. Se dilată timpul, se... Deci, ai altă... E ca și plecarea de pe loc. Deci, cu cât încerci să pleci mai repede, cu atât inerția mai mare. Dacă pleci lent, nu ai nicio treabă, nu simți nimic. Pentru că toți avem o inerție interioară, la corp, la suflet, la psihicul nostru, are o inerție. Viciul în sine este rezultatul unei suferințe? Nu. Viciul în sine nu este rezultatul unei suferințe. Oamenii dau vina pe o suferință ca să-și scuze un viciu. Viciul este că îți place ție. Cine dă vina? Din cauza ta m-am apucat de băut sau din cauza ta m-am apucat de nu știu ce. Astea sunt povești. Sau din cauza ta mi-am băgat în vena. Astea sunt povești. Nu e adevărat. Sunt oameni care de-abia așteaptă să găsească o motivație ca să facă o prostie. Asta nu înseamnă că e altcineva vinovat. Adică, dacă mi-a spus mie cineva și din cauza ta mă duc și eu știu, mi-au droguri, îmi zice, du-te, frate, și ia-ți cât mai multe. Că nu are cum să fie din cauza mea. Eu n-aș face asta. Asta înseamnă că din cauza mea mai vede cineva așa ceva. Asta înseamnă că e clar că așa e construit el și așa își dorește el. Deci viciul nu este rezultatul unei suferințe. Suferința este doar o scuză. Orgoliu produce suferință? Da, orgoliu produce suferință, pentru că orgoliu presupune faptul că eu nu sunt integrat lumii ăștia sau raportul din lumea asta. Și nefiind integrat, automat eu am tendința să... nefiind integrat în niciun fel, și neștiind cum sunt eu în realitate, fie mă supraestimez în anumite situații. Supraestimându-mă, automat am eșecul. Eșecul înseamnă suferință. Adică, eu mă cred mai bun decât sunt, să zicem, crezându-mă mai bun decât sunt, mă duc și fac un anumit lucru, pentru că am impresia că pot să fac și în realitate nu pot să fac. Și atunci apare suferință din cauza unui eșec. Din cauza că m-am supraestimat. Deci suferința apare și în... plus că universul ăsta sau lumea asta e așa construită în așa fel încât să-mi dau seama de adevărata mea valoare. Și evident, dacă eu mă supraestimez, universul îmi va arăta, băi, așa nu vezi, deci înapoi, că uite, tu nu ești așa, ești așa. Și automat asta nu se poate produce decât prin suferință. Adică, e ca și cum ar trebui să trec dintr-o cameră într-alta, pragul ar fi mai jos decât sunt eu, dar eu mă țin bățos și intru cu capul. Un prag. Știți? O expresie. Până nu vezi pragul de sus, nu vezi, până dai cu capul pe pragul de sus, nu vezi pe ăla de jos. Cam așa funcționează problema cu orgoliu. Deci orgoliu duce la suferință. Pentru că orgoliu te face să faci greșeli din cauza faptului că estimezi greșit potențialele tale. Potențialele tale în raport cu lumea, potențialele tale în raport cu tine, în raport cu... Și atunci evident că duce la suferință. La ce ne ajută orgoliu? Nu știu dacă ne ajută la ceva orgoliu. Câteodată te ajută pentru că orgoliu, cu dorința de a fi primul, poate să te ajute în plan material sau asta creează campionii. Și, mă rog, și lui Dumnezeu e clar campionii. Doar că nu întotdeauna... Deci trebuie o limită, ca să zic așa, orgoliului. Mai degrabă spre încrederea în sine. Și o să facem o lecție despre încrederea în sine. Să o dezbatem. Pentru că orgoliu la fel te face să te supraestimezi și atunci greșești, indiferent în ce sport, în ce... Și nimic nu-i mai rău decât în momentul în care Universul îți arată că nu ești așa cum crezi tu.
suferința este cauzată din lipsa banilor? Doamne, nu. Suferința nu este cauzată de lipsa banilor, deși lipsa banilor la unii produce suferință, nu înseamnă că toți oamenii care nu au bani suferă de ceva. Eu țin minte că eram mic, eram la țară și nu aveam niciun ban în buzunare. Și faptul că, eu știu, mâncam mere seara pe bancă și spuneam bancuri, era extraordinar sub cerul liber și sub stele. Deci nu neapărat. Cred că suferința din cauza banilor se referă la fiecare persoană în parte. Unii cred că nu au bani și pot să fie mai fericiți decât oameni care au bani. Adică nu cred că banii aduc fericire, nici măcar numărul lor. Cred că banii îți creează un confort psihic. Cred că îți creează, nu știu, un mediu. Dar cred că fericirea e un dar divin și asta se poate da Dumnezeu oriunde, fie că ești desculț, fie că trăiești într-un palat de aur. Cât de mult ține de noi să suferim? Suferința clar este o alegere. Suferința, deci în cauzele suferințelor renunțate de Buddha avem karma, păcatele, ignoranța, dorințele și atașamentele. Cum să vă zic? Evident că dacă pierd un lucru, indiferent cât e de scump, și sufăr, înseamnă atașamentul meu față de acel lucru. Pentru că în realitate nu am nimic. Dacă mi se strică un lucru, evident că suferința presupune atașament. Cele mai grele atașamente ale vieții mele, mă rog, printre altele au fost armele. De ce? Pentru că mi-au plăcut foarte mult arme. Și în momentul în care am descoperit că, de fapt, eram atașat de... aveam o colecție de toate. Și în momentul respectiv, când mi-am dat seama că, de fapt, eram atașat de ele, le-am făcut cadou. Le-am dat. Și le-am dat. Prima oară mi-a fost foarte greu. Vreau să spun că le-am dat pe rând. Și cel mai greu mi-a fost să renunț la un cuțit pe care l-aveam de la tatăl meu. Și, mă rog, pe care l-aveam din copilărie. Dar, evident, toată viața descoperim atașamente, că e vorba de haine, că e vorba de mașini, că e vorba de casă, că e vorba de persoane, că e vorba de copii. Tot timpul descoperim atașamente. Iar și Universul, când încearcă să ne arate că astea sunt atașamente, te rupe efectiv de ele și atunci apare, evident, suferința. Detașarea asta este explicată de creștinism în momentul în care vine vine un ucenic la Mântuitorul și îi spune mama și frații tăi te așteaptă. Și el spune mama, deci frații mei sunt cei care fac voia Tatălui meu. Asta reprezintă, de fapt, detașarea de planul ăsta. Pentru că în planul spiritual nu o să fii cu cei care sunt în planul material atașați că sunt rude, că sunt, că sunt. Vei fi cu cei care ajung la nivelul spiritual respectiv. Suferința este sau nu o alegere? Da, este o alegere. Pot să aleg să sufăr când mă despar. Pot să aleg să sufăr când moare cineva sau să nu, să trec peste. Pot să aleg să mă vindec sau pot să aleg să sufăr. Pot să mă încrâncenez în suferința mea. Pot, sunt oameni care se hrănesc din suferința lor și suferința asta îi face mai rău. Dar asta depinde de ei. Până la urmă, suferința este o alegere, suferința sufletească. Cine vrea să vindece, se vindecă. Cine nu, rămâne în suferința lui. Pentru că toată lumea așteaptă ca o suferință să se rezolve din exterior. Nu se rezolvă din exterior. Suferința se rezolvă din noi, din mine. Eu îmi rezolv suferința, nu mi-o rezolv cu cineva. Nu mi-a cineva suferința cu mână. Eu. Deci este mișcarea mea să mă vindec. E mișcarea mea să fiu fericit. Să mă îndrept către propria mea fericire. Nu poate să-ți dea nimeni fericirea. Cine așteaptă fericirea? Mie îmi place asta. Vreau un bărbat care să mă facă fericită. Nu o să te facă niciun bărbat fericit. Dacă tu nu ești fericit, nu o să te facă niciun bărbat fericită. În momentul în care să fii, alegi să fii fericit, o să fii fericit și lângă un bărbat. Sau în momentul în care alegi să fii fericit, o să fii fericit și lângă o femeie.
dacă tu ești nefericit ca fond și aștepți să-ți dea fericirea cineva, că e o femeie, că e un soț, că e un copil, nu o să ți-o dea, pentru că e greșit să aștepți să alegi, să aștepți fericirea din exterior. Fericirea este o stare divină. Fericirea este o stare în Dumnezeu. Dumnezeu este fericire, Dumnezeu este bucurie. Bun, păi dacă ori ating bucuria, și asta o fac eu, prin cu proprie voință și conștiință și prin unire cu Dumnezeu, dar dacă aștept să mă facă cineva fericit, asta este o greșeală. Și atunci ai parte de suferință. În momentul în care aștepți ca cineva să-ți ofere fericirea, că e vorba de bani, că e vorba de profesie, că e vorba de familie, că e vorba de copil, că e vorba... Și crezi că lucrurile astea te fac fericit, ai toate șansele să nu fii fericit niciodată. Pentru că ele nu pot să-ți dea fericirea. Pot să-ți dea împlinire, pot să-ți dea bucurii de moment, dar nu pot să-ți dea fericirea. Fericirea este o stare interioară, din perspectiva mea, o stare superioară spirituală pe care tu trebuie să o atingi. Și în momentul în care o să fii fericit, poți să dai fericire tuturor. În momentul în care tu ești nefericit, poți să dai fericire nimănui. Suferința în dragoste. De ce suferim în dragoste? Pentru că dragostea... Deci, în realitate, oamenii nu iubesc. Ei au așteptări. Ei au așteptări de la oamenii pe care îi iubesc. Oamenii iubesc pe cineva și au impresia că oamenii respectiv trebuie să fie într-un anume fel. Și pentru că ei nu sunt în felul în care își dor ei, doresc ei încep să sufere. Oamenii respectivi nu se poartă decât cum se poartă ei. Deci ei se poartă cum se poartă ei, ei gândesc cum gândesc ei și fac ce cred ei că vor să facă. Și atunci, evident, încearcă să-i schimbe. Nu reușește să-i schimbe, intră în suferință. Un om este cum e el. Nu poți. Adică, un om se schimbă dacă vrea el. Un om este, cum să zic eu, iubește cum iubește el. Nu poți să înveți un om să iubească mai mult decât poate să iubească el. Chiar are limita iubirii lui de om. Atâta poate el. Și atunci, automat, când tu ai așteptări, de obicei, suferința în dragoste apare din cauza așteptărilor. Așteptările pe care le ai de la ceilalți. Tu ai impresia că ăla trebuie să... ea nu mi-a culcat cămașa, el nu mi-a adus flori, ea nu știu ce n-a făcut, el n-a făcut. Și asta pentru că își doresc și au așteptări. Și fiecare așteaptă ca celălalt să facă ceea ce își dorește el. În primul rând că oamenii nu știu ce să facă și trebuie să le spui. Și în al doilea rând au alegerea de a face sau nu ceea ce îți dorești tu. Și automat, în momentul în care nu poate sau nu vrea, apare suferința. Pentru că tu ai niște așteptări pe care oamenii, omul respectiv, nu poate să se împlinească. Și până la urmă, nici nu-i vina lui. Un lucru e foarte clar. Suferința mea e problema mea. Nu e problema persoanei care mă face să sufăr. Dacă o persoană mă face să sufăr, problema nu e de că el nu poate să facă decât ce poate el să facă. Dacă eu sufăr, problema este a mea, înseamnă că eu am reacționat greșit relativ la acțiunea unui om. Pe el, drăguțul om, nu poate să facă decât cât îmi duce pe el mintea. Ce pretenție să am? Admițând că eu sunt mai evoluat, da? Eu sunt mai deștept, eu sunt mai bun, da? Și omul ăla nu poate să facă decât cât face el. Perfect. De ce să mă supăr? Nu înseamnă că problema e la mine? Și atunci, reconsiderându-mi eu atitudinea, îmi rezolv problema. Cine devine? Dacă tu, că toate se limitează. Tu, să zicem, ești patron și pui pe cineva care e contabil să fie șofer și pe șofer să fie contabil. Cine devine? Evident că intru în suferință dacă o fac într-o firmă asta. E cam așa se întâmplă în căsnicie. Păi degeaba îl pui pe ăla să facă nu știu ce, dacă el nu poate, nu știe și nu vrea sau nu-i place. La fel se întâmplă aici. Și de multe ori, lipsa asta de înțelegere, lipsa asta de comunicare, duce la suferință. Da? Și atunci, suferința în dragoste se datorează faptului că avem așteptări, faptului că avem pretenții, faptului că noi nu iubim necondiționat și mi se pare că omul respectiv ar trebui să facă anumite lucruri ca să ne demonstreze că ne iubește. Fiecare iubește în felul lui. De exemplu, sunt oameni care iubesc. Numai că mi s-a
s-a întâmplat treaba asta cu copii care au venit la mine, da? Și la un moment dat era un copil care crea probleme acasă și l-am întrebat cât se simte el de iubit de părinți. Și mi-a zis că nu se simte iubit de părinți. Și vine cu părinții lui el. Cum? Că noi îl iubim. Și atunci l-am lăsat pe copil și i-am întrebat. Știți că există limbajul iubirii la copii. Și am întrebat. Cum se simte el iubit? Și el se simțea iubit dacă își petrecea cât mai mult timp cu tatăl lui. Și mama lui nu știu ce vrea să-i facă, mă rog. Ei, și pentru că taică-sul era foarte ocupat cu serviciu și maică-sa nu îi făcea ceea ce avea el nevoie, el se considera neiubit. Deși îi făcea toate restul mofturi. Dar faptul că nu făcea acele două lucruri care pentru el era important, erau importante. Și de asta se poate întâmpla ca un om să iubească cel să fie iubit, dar cel care iubește să nu îi vorbească celălalt în limbajul iubirii lui, este așa este limbajul iubirii, și celălalt să se simtă neiubit, pentru că, de fapt, celălalt nu știe să se exprime în limbajul celălalt. Ce presupune suferința în dragoste? Păi asta este. Asta presupune suferința. Suferința în dragoste se datorează lipsei de comunicare a iubirii. Fiecare om are nevoia lui de comunicare, are nevoia lui de manifestarea iubirii. Unei femei are nevoie, eu știu, una are nevoie de mai mult sex, o altă femeie are nevoie de cadouri, o altă femeie are nevoie să râdă și să povestească, o altă femeie are nevoie să, eu știu, să fie plimbată prin lume. Fiecare om, și bărbații la fel, unul mai mult sex, unul îi place păpica, unul să fie scârpinat pe spate, mă rog, diverse. Și atunci fiecare om are limbajul iubirii lui. Și atunci trebuie să descoperi limbajul iubirii celuilalt, ca să vezi ce anume face pe respectivă să se simtă iubit. Suferința este de la Dumnezeu. Suferința nu este de la Dumnezeu. Suferința este o regulă a acestei lumi. Această lume a fost creată având această diversitate. Nu înseamnă că Dumnezeu a creat suferința. Noi, deci în momentul, cum să vă zic eu, dacă merg cu mașina pe drum drept, nu există nicio suferință. Dumnezeu, dacă stai cu mașina în pădure, sigur apare suferința. Înțelegeți? Asta este principiul. Și în lumea asta, dacă mergi pe calea corectă, nu are de ce să apară suferința. A, că apare ispita. De-aia sunt, e vorba de extreme. Da? Dacă tu ai o cale liniștită așa, fără extreme, nici în creștinism, nici în credință, nu apare nicio suferință. În momentul în care, în schimb, vreau să grăbesc pașii, atunci apare suferință. Da? Deci suferința nu este creată la Dumnezeu, este rodul propriilor noastre acțiuni în perspectivă. Da? Dumnezeu vrea ca noi suferim? Evident că nu vrea Dumnezeu ca noi suferim. Voi, dacă ați avea copii, ați vrea să știți că se chine, că postez negru, că se automutilează, că sar de la etaj, că se chine, că se bat unii pe alții, își trag curele în cap, că chestii de genul ăsta. Evident, nu. Deci Dumnezeu nu vrea ca noi suferim. Dar acceptă suferința acestei lumi ca o formă de educație. Adică această lume este creată în așa fel încât oamenii pot evolua foarte mult și pot evolua foarte mult, eu știu, de la nivelul de, eu știu, foarte mic spirituală până în apropiere de Dumnezeu. Iar această evoluție clar se poate face cu efort. Efortul presupune suferință. Adică să nu credeți că să urci pe Everest înseamnă nu înseamnă un efort și nu înseamnă o suferință. Clar. Dar asta ține un pic și de noi. Adică din perspectiva mea nu cred că Dumnezeu a creat suferința. Nici măcar demonul nu cred că a creat suferința. Cred că suferința este creată tocmai de lupta asta între bine și rău. Iar omul fiind la mijloc, e tras într-o parte când într-alta și atunci apare suferința.
ruptura asta, trasul ăsta între bine și rău, între lumină și întuneric, produce suferință. Dar în momentul în care îți alegi calea, atunci te liniștești, indiferent care e. Ce ne împiedică să fim fericiți? Păi spuneam ce a zis și Buddha. Karma, adică păcatele pe care venim de altă dată, păcatele din viața asta, adică păcate însemnând greșeli relativ la univers, greșeli care se întorc împotriva mea. Spuneam că ignoranța ne împiedică să fim fericiți. Spuneam că atașamentele, pentru că suferim dacă pierdem ceva care ne este drag. Și dorințe. Neîndeplinirea dorințelor duce la suferință. Ne dorim să devenim Miss Univers și n-ajungem. Suferim. Dorim să fim nu știu ce, n-ajungem. Suferim. Putem să ajungem sau nu putem să ajungem? Putem să ajungem acolo să fim fericiți pentru o clipă și după aceea să suferim pentru că ne dăm seama că n-am meritat de votul? Sau putem să suferim pentru că n-am ajuns acolo? Deci suferința poate să fie sub diferite forme. Important este să nu sufăr. Să nu sufăr că am un eșec. Să nu sufăr că după ce am avut o bucurie. Poți să ai o bucurie să-ți dai seama că oamenii pe care îi vezi nici măcar nu interesează. Mi s-a întâmplat așa ceva. Deci să am o bucurie și oamenii pe la care țineam nici măcar nu i-a interesat bucuria mea. Și atunci mi-am dat seama, bine, și ce important să mai are acum, dacă pe ei nu-i interesează, mi-am dat seama că nici nu se putea bucura de bucuria mea. Deci ceea ce ne împiedică să fim fericiți, suntem noi înșine. Asta e interioară. Faptul că sunt nefericit când am bani, sunt nefericit când am un prieten, când am o iubită, când am un soț, când am o soție, când am un cățel. Sunt nefericit pentru că în realitate noi putem să fim fericiți. Era o pildă la Buddha când se duce. Mi se pare că așa suna, se duce un tip la Buddha și spune vreau să fiu fericit. Și zice, scoate că vreau, că asta e a ego-ului. Să fiu, că asta e în viitor sau ceva de genul ăsta. Fii fericit. Punct. Deci pot să alegi să fii fericit, indiferent de situație. Și mi-am aminte de jurnalul fericirii lui Nicu Steinhardt, care a descoperit fericirea în închisoare la canal. Deci cum să mai pierzi fericirea în momentul în care ai găsit-o în cele mai groaznice condiții? Dacă ajungi să descoperi fericirea cât ți-e mai greu, nu să mai pierzi niciodată. Chiar acum. Dacă, evident, că ți-ai descoperit fericirea în lumină, atunci o să poți să o pierzi oricând. Dar în momentul în care ți-ai descoperit liniștea, pacea sufletească în interior, atunci nu o să mai pierzi niciodată. Suferința egal plăcere? Adică există o legătură între plăcere și suferință? Adică suferința se datorează plăcerii? Nu cred. Cred că plăcerea nu este un păcat. Pentru că noi am fost învățați ca creștini că plăcerea este un păcat. Cred că există niște limite în care trebuie să accepți plăcerea. Evident că poți să ai plăceri gastronomice, poți să ai plăceri poate să-ți placă vinul, poate să-ți placă prăjiturile, poate să-ți placă, eu știu, mașinile. Dar de aici până la exagerare este cale lungă. Deci eu cred că poți să guști absolut orice plăcere a stăilor în niște limite. Evident că orice întrece aceste limite devine nocivă. Da? Și atunci, eu cred, Freud, parcă spunea că lumea guvernează, e guvernată de principiul plăcerii. Și asta este un adevăr. Dacă n-ar exista plăcere, n-am face dragoste, n-ar și copii, n-am, deci automat lumea nu s-ar perpetua, n-am vrea să câștigăm bani ca să mâncăm mai bine, ca să facem mai mult sex sau ca să facem nu știu mai ce. Și atunci, evident că plăcerea guvernează lumea. Da? Inclusiv, chiar și dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu, este tot o formă de plăcere. Că e o plăcere și o fericire spirituală, asta e altceva. Mă refer la plăcere ca parte fizică, dar există bucuria spirituală sau bucuria sufletească. Și atunci, astea fiind extreme, asta nu înseamnă că nu poți să
Deci atât din cât ești într-o, poți să ai plăceri. Eu știu plăcerea de a te trezi dimineața și de a vedea soarele răsărind. Plăcerea de a vedea mare, plăcerea de a bea o cafea sau, eu știu, de a simți mirosul unei păduri după ce a plouat, etc. Sunt o grămadă de plăceri care ne fac să mergem înainte, al unei flori, etc. Deci nu e neapărat că plăcerea duce la suferință. Sunt anumite plăceri care duc la suferință. Dar, repet, exacerbarea lor, nu plăcerea în sine. Exacerbarea lor. Poate fi despărțită suferința de plăcere? Suferința și plăcerea sunt antagonice. Dar, evident, dacă vrei plăceri mari, automat asta o să ducă în perspectivă la suferință mari, pentru că, cum să vă zic eu, e de ca principiul excitației și dezexcitației, da? Excitația foarte puternică duce la un moment dat la dezexcitație. Asta e principiul plăcerii. Dar dezexcitația duce la starea inițială, care poate să fie la un moment dat resimțită ca o suferință. Dacă nu o resimți ca o suferință și o resimți doar ca la un moment în care te reîncarci pentru starea respectivă, atunci nu o să fie neplăcere. Dar dacă tu ești conectat la starea aia de plăcere, evident că va fi suferință în momentul în care nu mai ești în starea aia de plăcere. Și de asta zic, dom'le, depinde de mine ce anume caut. Dacă vreau extreme, astea duc automat la suferință. Dacă vreau armonizare, atunci și plăcerea și suferința scad. Dorința de a repeta plăcerea duce la suferință? Nu! Repet, plăcerea e firească și umană, de-aia Dumnezeu a creat receptorii plăcerii, de-asta a creat Dumnezeu receptorii gustului, ca să ne facă plăcere să mâncăm, că dacă n-ai plăcere să mănânci, n-ai plăcere să faci sex, n-ai plăcere să te duci, mă rog, cum să zic, nu poți simți și nu-ți dorești să trăiești. Deci plăcerea este creată de Dumnezeu tocmai ca să învățăm să apreciem viața. Eu vorbesc de limite. Cine n-a trecut niciodată limite, nu știe că la un moment dat, dacă faci un tip, un lucru repetitiv, la un moment dat dispare plăcerea. E ca și cum ți-ar plăcea cea mai, să mănânci cea mai bună prăjitură, da? Și mănânci și acum, și dimineața, și la prânz, și seara, și la 12 noapte, și a doua zi, și dimineața, și prânz, și seara, și la 12 noapte, și a treia zi, și dimineața, și prânz, și seara. Cât o să poți să mănânci din cea mai bună prăjitură? Pentru că te saturi. Așa e și cu plăcerea. Plăcerea care este exagerată, evident duce la suferință și la lipsa plăcerii, pentru că nu mai apare nevoia respectivă. Și atunci, orice lucru este făcut cu cap, la intervale de timp. Nu pierd din plăcere, din, eu știu, frumusețea locului, lucrului respectiv. Deci asta ține de capacitatea omului de a-și pune limite, special ca să nu piardă ceea ce are deja. De ce persistă o suferință? Care ar fi primul pas pentru a scăpa de ea? Păi, suferința trebuie să înțelegi că presupune durerea. Mă refer aici la suferința sufletească, da? Presupune ruptura sufletului. Ruptura sufletului presupune o greșeală vis-a-vis de Dumnezeu sau față de un om. Și primul lucru trebuie să-mi ceri iertare. Și în momentul în care sufăr, sufletește, înseamnă că am greșit față de cineva și îmi ceri iertare. Bun. În momentul în care, deci mi-am cerut iertare, încep să mă rog și automat rugăciunea e cea care reface sufletul. Rugăciunea, postul, refac sufletul. Da? Deci orice suferință sufletească se rezolvă prin rugăciune și prin post. În primul rând. După aceea se rezolvă prin spovedanie. De ce? Pentru că suferința poate să apară într-adevăr în cazul unor atacuri demonice. Adică când este atacat sufletul de către entități negative. Pleacă cu bucăți din el și apare suferința sufletească. Gelozie, invidie, ură, furii, pot fi manifestări ale unor atacuri demonice, manice sau mai știu ce. Și atunci aici apare refacerea de suflet, că se face prin împărtășanie.
spovedanie și părtășanie ortodoxiei, că se face prin tehnici IE, în forme energetice, că se face prin Reiki sau prin alte sisteme, refacerea sufletului duce la vindecarea lui. Sfărința are o legătură cu frica de moarte? Da, pe undeva da, pentru că și da și nu. Suferința este specifică vieții, nu neapărat morții. Odată ce ai murit, dispare suferința fizică. Dar cred că calea noastră către moarte, și mai ales dacă ți-e frică de moarte, ai tendința să trăiești foarte tumultos și traiul ăsta exagerat duce la încălcarea unor, eu știu, principii, legi, energii spirituale, unor energii, unor cum se cheamă? Unor legi spirituale, legi universale. Și automat poți să te duci în suferință datorită fricii de moarte. Adică de frică de moarte trăiesc cât mai mult, cât mai intens, cât mai, automat fac prostii care mă duc în suferință. Nu moartea sau frica de moarte de vină, ci dorința mea de a face cât mai multe până la momentul morții. Eu știu, o concluzie apropo de suferință. Cred că suferința sufletească poate să fie stăpânită la un moment dat, dacă înveți cum să faci treaba asta. Cred că este un pas important în evoluția spirituală să îți capeți pacea sufletului, pacea inimii. Pacea inimii presupune lipsa suferinței. Nu e nici fericirea, dar fericirea cred că este divină. Dar cred că fericirea, mă rog, ți-o dă Dumnezeu. Și cred că dacă îți dă Dumnezeu darul fericirii supreme, înseamnă că ai ajuns undeva. Dar cred că prin proprie muncă poți să dobândești pacea sufletească. Ori pacea sufletească presupune lipsa suferinței. Pacea sufletească înseamnă să fiu în armonie cu Dumnezeu, să fiu în armonie cu mine, cu ceilalți, cu Universul. În momentul în care sunt în armonie cu mine și cu Dumnezeu și cu ceilalți, înseamnă că sunt ok. Evident că nu poți să-i mulțumești pe Dumnezeu. Problemele mari și suferințele mele au fost când, mă rog, nu m-a recunoscut o anumită parte a clerului, când nu mi-au recunoscut ideile o parte dintre oameni la care aveam pretenții, mă rog. Și atunci mi-am dat seama că, păi, nici măcar pe Hristos nu l-au recunoscut toți. Și atunci, ce pretenție să am eu? Și atunci am zis foarte bine. De ce să fiu eu supărat pentru alții? Și atunci încerc să nu mai supăr, indiferent ce se întâmplă. Pentru că nu am decât două posibilități. Ori pot să întreb ceea ce s-a întâmplat, ori nu pot să întreb ceea ce s-a întâmplat. Deci dacă nici nu pot să întreb sau pot să întreb, ce sens are să sufăr? Ori întreb, ori nu întreb. Ce să fac? Dacă sufăr, nu rezolv nimic. Și atunci prefer, și asta îi sfătuiesc pe toți cei care au probleme, că le-a murit cineva drag, că au divorțat, că au fost părăsiți, că au fost așa. Păi, decât să folosești energia asta să distrugi pe tine, mai bine poți să o folosești în sens constructiv. Și atunci suferința asta, sufletească, poate să fie sublimată. În durere. Deci din durere poate să fie transformată rugăciune, în sport, în tenacitate, în muncă, în orice. Și atunci transform, îi dau un sens pozitiv acestei dureri care pe mine mă face să-mi doresc să-mi iau inima din piept. Și atunci, deci există această posibilitate să sublimez suferința asta sufletească în ceva. Și făcând treaba asta, automat mă vinde. Deci, din perspectiva mea, cred că cel mai bine ar fi să ajungem la nivelul la care ajungem să ne vindecăm sufletește și să dobândim pacea